Salutare! Dacă înainte vă arătam cum prindeam, și încă mai am de pus, bineînțeles, butași de mini, de kiwi, cum îi înmulțeam prin butași mai micuți, mai subțiri, astăzi am să vă arăt că, deși pare de necrezut, e foarte adevărat. Se poate prinde chiar și din ramuri de 10 ani la kiwi de magazin Highward Clone 8. Da? Deci merge din absolut orice. Va fi în rădăcinare chiar și la așa ceva, deși nu pare. Deși nu pare, va fi. Avem aici însă pentru cei mari pregătite niște punguțe Ziploc mai mari față de celelalte la care, în care înrădăcineam în mod normal kiwi mai subțiri. Vom folosi tot un hormon de înrădăcinare Radistim 2 pentru butași lemnifiați. Și am să vă arăt și din ce plante am putut eu să tai așa ceva pentru a înrădăcina. Să vă arăt imediat. Astea sunt plantele pe care le din care am tăiat într-o înmulțire kiwi de 10 ani. Da? Sunt plante babane din care am tăiat eu butași și din care fac acum aceste plante, noi plante. Deci din ele am tăiat și o parte am oprit băgând în casă în ghivece, că n-am deocamdată unde să-i mai plantez. Plantele mamă, plantele din care am tăiat și le-am scos din locul lor unde erau, pentru că nu mai am nevoie de ele acolo. Îi voi ține doar în ghiveci pentru a tăia din ei și a-i înmulți. Și practic îmi e, afară mi-am luat pentru a butăși ca portaltoi. Iar aici am lăsat plantele mamă pentru a le proteja până în momentul în care le voi planta în altă parte, dacă mai o să am loc, dacă nu le las tot în ghivece și mi-au din ei lăstari mereu. Deci, practic, acum facem un procedeu care nu este neapărat obligatoriu, cel puțin nu la kiwi, și anume cojirea parțială a părții de jos. Se dă prin hormon și se introduce în săculeții anterior pregătiți pentru ei. Da? Și ulterior se udă la loc și asta a fost. Unde se poate, unde nu se poate, nu se poate. Da? Mă refer la darea cu hormon. La unde se poate, fiind mai micuță rămurica, procedăm așa. V-am spus, merge și fără să-i mai cojim, pentru că oricum de la buburuzele aia de le vedeți, de acolo vor da rădăcinuțele. Se bagă în pământ și cam asta este. Adică procedeul e oarecum simplu, nu e... Dar trebuie să ai material săditor din care să iei. Dacă ai, ești boss. Dacă n-ai, trebuie să-ți cumperi. De la cei care au, în concluzie, dai bani. Sau cumperi planta de gata și te-ai scos. Deci noi așa le... așa procedăm cu toate. Aici vorbim despre femele, da? Aici, în partea asta, la alta, vorbim de câțiva masculi. Tot din planta aia de 10 ani. Plantele alea, mă rog. Bine, în cazul masculului e unul. Și punem frumos aici în
săculeții anterior pregătiți și vor rădăcina fără problemă în așa ceva. Vedeți? Dita e ramura pusă la prins. Ce vreau să vă mai zic despre ei? Durata de înrădăcinare poate varia de la câteva săptămâni până la 2 luni de zile. Adică nu e chiar atât de ușor de înrădăcinat, însă procedeul în sine ne garantează înrădăcinare. Prinderea e undeva la 80-90 maxim la sută. Avem și rateuri. Adică nu avem un procentaj 100%, cel puțin la această plantă. Dar eu zic că este oricum bine, oricum bine pentru plantele exotice de care vorbim. La urmă, o fi început kiwi să reziste și la noi, dar tot o plantă mediteraneană este, da? Nu e chiar așa adaptat în totalitate. Avem probleme cu ea la friguri, mai degere, mai e să o protejăm în primii ani. Pentru că vorbim aici de kiwi, nu de mini kiwi. Mini kiwi, oricum l-ai pune orice îi face, mereu se va înrădăcina. Și mereu va rezista peste iarnă. Doar că, în cazul plantelor de kiwi, nu de mini kiwi, mai avem probleme. Primii 2-3 ani înveliți, ulterior, deși am spune că ar fi trecut perioada critică, mai apar momente în care ne trezim cu ei degerați. Rezistă rădăcina, da. Dar e ca și cum am vorbit despre smochin. Rezistă rădăcina, însă va degera partea de deasupra. Și e cam același lucru. Înțelegeți? Deci o luăm tot de la zero. Deși nu rămânem fără plantă, o luăm de la zero. Cu ea. Din punctul de vedere al creșterii și etică. Noi ne jucăm aici, vedeți? Punem plante de butași ăștia de kiwi. Am rădăcinat. Și când vor fi gata și tot în regulă, le voi vinde. Vedeți, buta și nici nu-i mai curăț. Practic îi bag direct așa. Pentru că oricum vor rădăcina fără probleme. Deci nici nu există altă variantă. Vor rădăcina foarte ușor, se vor dezvolta și vor ajunge la dumneavoastră, logic, la cine alții, dacă nu la dumneavoastră. Deci la cine altcineva, dacă nu la dumneavoastră. Păi pentru cine mă zbat eu aici? Nu pentru dumneavoastră. Plantele astea sunt puse acum, după cum vedeți. Doar că, în momentul de față, eu mai am plante înrădăcinate, frumos făcute, de vânzare. Deci au fost în vegetație, au început să crească puțin. S-au făcut și de 50 de centimetri acolo și acum le-a căzut frunzele, bineînțeles, e toamnă, iarnă. Dar
sunt pentru vânzare. Sunt numai buni. Deci dacă doriți, solicitați-mi că am. Vor fi familii, două femele și un mascul. Așa le vând. Nu uitați de banana nordului, de curmal chinezesc, de smochini, de kaki, de mini kiwi, două soiuri autofertile. Plus multe altele, știți prea bine că eu am de toate. Am foarte multe. Vedeți? Ținuți de lipsă de spațiu și lipsă de timp, că nu am avut timp de aici să-i înrădăcinez, să-i butășesc aici în astea, că dar ar fi așa de simplu, sau ar fi fost făcut de mult, dar să umpli săculeții ăștia bine cu turbă, să-i tasez unde sunt acolo în ei. După aia trebuie să-i ții în găleți cu apă pentru a se hidrata, deci o zi pierd și cu lucrul ăsta. După ce s-au hidratat îi scoți și după cum observați băgăm buta și urmează după procedura asta o alta și anume să tasăm pământul pe lângă fiecare butaș pe care l-am introdus aici și dacă mai e cazul să mai introducem încă puțin în fiecare, iar o udare și la final putem spune că după ce se scurg îi putem lăsa puțin la scurs, cum ziceam, și putem să-i băgăm în locul de păstrare unde săptămânal venim la ei și îi udăm. Nu foarte mult, dar îi udăm. Prieteni, cam asta a fost. Bineînțeles că mai am mulți de procesat aici, foarte mulți. Încă vreo 250, dar bineînțeles sunt alte de-astea, dar sunt pe serii cumva. Unii sunt rupți într-o anumită perioadă, alții în altă perioadă, unii sunt de o vârstă, alții de altă vârstă și nu îi încurc. Îi procesăm separat, individual. Pentru că și asta contează. Când au fost recoltați, tot cam atunci trebuie puși, adică nu să-i lăsăm pe unii 5 luni în apă, pe alții... E! Pe lângă astea, trebuie să mai trecem la astea, să băgăm și aici butași, să facem, o să mai facem altele. Cum vă spuneam, în astea cu apă am ținut la hidratat săculeții. Pentru a-i hidrata în întregime, înainte să pun butașii în ei, să nu cumva să rămână turbă neudată și să se usuce butașul, nehidratată. Și o să-i plantez. Și pe aia, și pe ăștia mai facem iar încă nu știu câți. Avem de lucru. Apropo, care doriți? Lămâi trifoliat, rezistent la ger. Să știți că am destui. Înălțimea lui e de undeva la 50 de centimetri, deci ca să știți și îmi solicitați. Îl am la 40 de lei. Mă căutați și vă ofer.